În data de 27 iulie anului curent, în punctul de trecere a frontierei Siret, județul Suceava, s-a prezentat pe sensul de intrare în România un cetățean ucrainean în vârstă de 37 de ani ce conducea un microbuz înmatriculat în Ucraina. S-a efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport, astfel echipa comună formată din polițiștii de frontieră și lucrătorii vamali au descoperit ascunse în pereții laterari în bacheta din spate, printre bagajele din compartimentul călător, în ușile din spate, precum și în ușa laterală a microbuzului, 4.665 de pachete de țigări în valoare de 55.000 de lei. Întreaga cantitate de țigări, dar și microbuzul în valoare de 50.000 de lei, au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, împotriva cetățeanului în cauză, s-a dispus măsura interdicției de a intra în România pentru o perioadă de 5 ani și i s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, conform legii 86 din 2006, privind codul vamal al României.